Astăzi o să dau admisia jos și o să încerc să curăț supapele cu un spray special. Începem cu capacul. Apoi demontăm ăsta din față. E cu Torx. Scoatem să nu ne încurce. Sunt trei șuruburi. Le dăm deoparte. Trecem mai departe. E de 8, dacă se vede. Și desfacem astea. Mai sunt aici, aici, acolo, acolo și acolo.
Acum o să vă arăt cum arată valvele în admisie. Sper să se vadă. Înainte de curățare. După curățare, cât am început, arată cam așa. Trebuie să aveți grijă ca valvele să nu fie deschise. În partea de jos să nu vedeți spațiu liber. Am folosit acest spray luat de pe autocarma, curățitor de mare performanță pentru plapete de accelerație și aspirație. Am dat cu spray înăuntru. Am lăsat să acționeze câteva minute, apoi cu o perie din asta am frecat, după cu cârpa am așa. Am repetat asta de mai multe ori până s-au curățat.